Cel mai important târg agricol din România a mai bifat o ediție, cea cu numărul 20. Expoziția a avut loc între 28 octombrie și 1 noiembrie în Romexpo București. La fel ca în ultimii ani, la eveniment a luat parte și producătorul reghinean de utilaje agricole și forestiere, însă de această dată a amenajat două standuri. În acest an am avut o abordare de alt mod față de ce am avut până acum. Dacă până acum firmele Irum și Mavi mergeau într-un stand comun, în acest an am avut două standuri separate să se identifice exact cine este Irum și cine este Mavi. Irumul se identifică ca și un producător de utilaje, are utilajele sub brandul lui. Mavi este un vânzător de utilaje și piese de schimb. Mavi oferă și alte tipuri de tractoare. Cu 480 de expozanți din toate sectoarele agriculturii și industriei alimentare românești, peste 41.000 de metri pătrați în acest an, târgul înregistrează o creștere de 340% față de prima ediție din anul 1996. Producătorii, dar și clienții, văd acest eveniment ca cea mai bună ocazie pentru a stabili contacte pentru viitoare tranzacții și colaborări. Aș putea spune că este cel mai important târg de profil la nivel național. Sigur, deja avem o tradiție în a participa. Este un moment bun de a-ți arăta produsele tale, de a te prezenta în piață cu ceea ce poți să oferi. Pentru fabrica de utilaje agricole, asemenea târguri sunt foarte importante și de fiecare dată sunt urmate de o creștere a vânzărilor. Eu sunt optimist, cred că lucrurile merg într-o direcție bună, în jur de 400 de contacte stabilite cu potențial clienți. Bine, vizitatorii au fost mult mai mulți, dar din toți vizitatorii am reușit să identificăm în jur de 400 care oricând pot să devină clienți. Unii deja sunt clienți în cele două zile care au trecut de la târg. Actualmente, aproximativ 15% din producția fabricii merge la export. Conducerea companiei și-a stabilit ca prioritate majorarea acestui procent prin dezvoltarea rețelei de vânzări din afara țării și participarea la târgurile internaționale de profil. O asemenea expoziție va avea loc în acest sfârșit de săptămână la Hanovra, în Germania, iar producătorul reghinean va fi prezent.